Asta înseamnă, este un dar de la Dumnezeu, muțenia asta a mea. Așa a fost și întâlnirea mea cu domnul Victor Ioan Frunză, un dar de la Dumnezeu și îl susțin din tot sufletul. Baftă! Radule, deși nu ne-am mai întâlnit de mult pe scenă, pot să spun că m-am bucurat foarte tare pentru nominalizarea ta, pentru că consider că spectacolul Incendii e un spectacol bine făcut și bine jucat și m-a făcut să-mi aduc aminte cu plăcere de momentele frumoase de teatru și nu numai, trăite împreună, și m-aș bucura foarte tare ca în seara galei să trăiesc alături de tine emoția primirii premiului pentru cea mai bună regie. În orice caz, nu rău. Asta e o vorbă de-a noastră. Andrei Șerban este un regizor interesant, un regizor provocator, un regizor care irită și care încântă deopotrivă, un regizor care izbutește să împace deopotrivă gusturile clasiciste și gusturile avangardiste. Este, aș zice eu, regizorul cu R mare și un om de care teatrul românesc are în permanență nevoie.